Sfântul Ierarhul Suftei, Mitropolitul Moldovei, se numără între cei mai de seamă cărturari și oameni duhovnicești ai Moldovei vremurilor sale. S-a născut într-o familie credincioasă din Suceava, din părinții Leontie și Misira. A primit la botez numele Dimitrie. Părinții săi, văzând probabil înzestrarea deosebită intelectuală a tânărului și aplecarea sa spre cele duhovnicești, l-au sprijinit să meargă să studieze la dascăli renumiți ai Moldovei, iar apoi la celebra școală de teologie ortodoxă de la Iov. Dimitrie a ales viața de mănăstire. A intrat în mănăstirea Probota, primind la depunerea voturilor monastice numele Dosoftei. Aici se nevoiește să deprindă virtuțile viețuirii de acest tip în ascultare, rugăciune, smerenie și nevoință. Dosoftei a ajuns egumen al acestei mănăstiri și a reușit, împreună cu obștea sa de ucenici, să înnoiască viața duhovnicească a Probotei. Pentru virtuțile sale duhovnicești, dar și pentru pregătirea sa intelectuală deosebită, Dosoftei a fost ridicat în anul 1658 la demnitatea arhieriei pe scaunul episcopal al Hușilor. A fost ales mai apoi episcop al Romanului, iar în anul 1671 Dosoftei este ales mitropolit al Moldovei. Moștenirea acestui sfânt mitropolit se referă întâi de toate la nevoința sfântă în care a stăruit de-a lungul vieții, anume traducerea și tipărirea de carte sunt în limba română. Între primele sale tipărituri au fost Psaltirea în versuri și Acatistul Născătoarei de Dumnezeu. De aici se observă necesitatea pe care o simțea de a face accesibilă poporului rugăciunea și viața duhovnicească. A așezat Psaltirea lui David în versuri, tocmai pentru a facilita apropierea oamenilor simpli de textul dumnezeesc al Sfintei Scripturi. A tipărit în timpul vieții sale numeroase cărți de cult și traduceri din viețile sfinților sau din operele Sfinților Părinți, contribuind astfel la dezvoltarea limbii române literare și bisericești, la zidirea culturală și duhovnicească a bisericii vremii sale. Sfârșitul vieții avea să fie departe de Moldova sa iubită, pentru că mitropolitul Dosoftei este luat ostatic de către regele polon Ian Sobieski. Și în exil și-a continuat activitatea și nevoința duhovnicească, rezistând presiunilor de a trece la uniatism. A trecut la Domnul în 13 decembrie, în anul 1693, moment pe care Dumnezeu i l-a făcut cunoscut mai dinainte.